Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, știri fierbinți. Vladimir Putin: ne-am săturat de manipulări, nu ne retragem. Efectele unui război în Ucraina. Departamentul de stat al Statelor Unite a ridicat luni 20 decembrie 2021 nivelul de avertizare pentru călătoriile în Ucraina la nivelul 4 din cauza rapoartelor că Rusia plănuiește o acțiune militară semnificativă împotriva Ucrainei. Forțele conduse de Rusia controlează zonele din Donetsk și Lugansk, unde conflictul armat în curs a soldat cu peste 13.000 de morți. Indivizi, inclusiv cetățeni americani, au fost amenințați, reținuți sau răpiți, ore sau zile în șir, după ce au fost opriți la punctele de control de forțele conduse de Rusia. Guvernul Statelor Unite restricționează angajații Guvernului Statelor Unite să călătorească în părțile de est ale regiunilor Donetsk și Lugansk și regiunile adiacente, ceea ce limitează capacitatea de a furniza servicii de urgență cetățenilor americani din aceste regiuni. Crimele care vizează străinii și proprietatea sunt frecvente. Demonstrațiile, care au devenit uneori violente, au loc în mod regulat în toată Ucraina, inclusiv la Kiev. Au mai avut loc asasinate și atentate cu ținte politice. Există rapoarte despre atacuri violente asupra grupurilor minoritare și a poliției de către grupuri radicale. Atrage atenția Departamentul de Stat al Statelor Unite. Războiul din Ucraina va afecta și Republica Moldova, avertizează Maia Sandu, șefa de stat a Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a făcut un comentariu asupra eventualității unei noi agresiuni a Rusiei contra Ucrainei. Maia Sandu a subliniat că o asemenea agresiune ar afecta mai multe țări, nu doar Ucraina. E o problemă mai mare decât Republica Moldova și rezolvarea ei depășește capacitatea noastră. Sunt implicate cele mai importante forțe și instituții în căutarea unor soluții pașnice. Urmărim ce se întâmplă, avem mecanisme de colectare a informațiilor, avem niște protocoale pe care le actualizăm pentru fiecare situație în parte, dar în caz de acțiuni militare, asta ne va afecta și va fi o situație gravă pentru toți cei din regiune. Sperăm să nu se ajungă acolo, contăm pe acțiunile diplomatice ale Occidentului și Rusiei, a declarat Maia Sandu la postul de televiziune ProTV Chișinău. Republica Moldova are frontiere terestre cu doar două țări, acestea fiind România și Ucraina. Din acest motiv, situația din Ucraina e foarte importantă pentru Republica Moldova. La granița dintre Republica Moldova și Ucraina se află zona Transnistriei, controlată de regimul separatist de la Tiraspol. Rusia ar fi singura țară interesată de o destabilizare a Ucrainei. Ca și în Republica Moldova, în Ucraina trăiesc foarte mulți cetățeni de naționalitate rusă, informează Mihai Deac pentru România Liberă. O reuniune a Comisiei Ucraina-NATO va avea loc în următoarele zile, a anunțat luni președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după convorbirea purtată cu șeful administrației americane, Joe Biden, în cursul nopții, relatează agenția de presă RBC și publicația online Ukrainska Pravda, citând un comunicat al președinției ucrainiene. Apreciez foarte mult susținerea de către Statele Unite a propunerii noastre de a organiza o reuniune a Comisiei Ucraina-NATO în următoarele zile, a declarat Zelensky conform documentului, care menționează că principalul subiect al discuției telefonice dintre președintele ucrainean și cel american, care a durat o oră și jumătate, a vizat situația din Donbas, scena unui conflict armat ce durează de 8 ani între forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși, susținuți de Moscova, și cea de la frontiera Ucrainei cu Rusia, unde Moscova a acumasat trupe și echipamente, existând îngrijorări privind o eventuală agresiune rusă împotriva țării vecine. Zelensky a mulțumit cu această ocazie președintelui american pentru abordarea sa principială de a nu decide soarta Ucrainei pe la spatele Kievului și de asemenea pentru disponibilitatea părții americane de a lua măsuri ferme în cazul în care Rusia ar comite o agresiune împotriva Ucrainei. La rândul său, Joe Biden a reiterat atașamentul Statelor Unite față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. E a doua convorbire telefonică între cei doi lideri într-o lună, pe fondul îngrijorării internaționale generate de consolidarea prezenței militare ruse la granița cu Ucraina. Prima conversație dintre Biden și Zelensky a avut loc la 9 decembrie, la două zile după ce liderul american a vorbit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Săptămâna trecută, Biden a vorbit din nou cu Putin, căruia i-a cerut din nou să reducă tensiunile la granița cu Ucraina, potrivit Casei Albe, citată de agenția de presă EFE.
Rusia, la rândul ei, neagă că ar pregăti o ofensivă împotriva Ucrainei și susține că Occidentul acordă prea multă atenție mișcărilor de trupe în interiorul granițelor sale, conform agenției de presă spaniole, deși aceste mișcări de trupe contravin acordurilor internaționale în vigoare, după cum subliniază expertul militar Alexandru Golz. Dialogul ruso-american cu privire la securitatea în Europa, asupra căruia insistă Moscova, va începe la 10 ianuarie la Geneva, urmând să continue la Bruxelles în 12 ianuarie pe platforma Consiliului Rusia-NATO, iar apoi la Viena în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, spune Viorica Marin, ziarul Adevărul. În faza actuală a confruntării dintre Rusia și NATO, diversiunile, operațiunile agenților sub acoperire sau cele sub flag fals sunt mult mai eficiente decât masarea de trupe sau declarațiile belicoase. În a doua jumătate a lunii ianuarie ne așteptăm la o provocare masivă din partea forțelor armate ucrainene și a NATO, care este clar de partea Ucrainei. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, spune că companiile militare private din Statele Unite de tip Blackwater au fost identificate în acele localități din Ucraina unde au fost trimise ilegal containere cu substanțe toxice. BOV, agenți de război chimic. Alexander Artamonov, expertul militar al Pravda, susține că aceste companii militare americane se pregătesc să folosească agenți de război chimic în Donbas. Ar fi vorba, spune expertul rus, despre o operațiune sub steag fals menită să arunce vina asupra milițiilor separatiștilor proruși din Lugansk și Donbas. Potrivit expertului rus, se presupune că e vorba despre două substanțe, toxina botulinică și dibenzoxazepina, mai puțin periculoasă. Semnalul de alarmă că se pregătește o astfel de diversiune a fost tras de Eduard Basurin, adjunctul șefului Miliției Populare din Republica Populară Donbas. Botulismul e la fel de mortal ca tetanosul. Această neurotoxină e produsă artificial în Statele Unite sub literele XR, numită toxina botulinică de tip A. Toxina botulinică e aproape 100% letală, dar este ușor neutralizată de măști de gaze. Prin urmare, militarii vor avea puțin de suferit. Rușii spun că o dovadă că se pregătește un astfel de atac este faptul că pe internet a fost postat un videoclip în care armata ucraineană toarnă tone de formaldehidă în râu pentru a neutraliza, se pare, toxina botulinică. A doua substanță trimisă în zona de conflict, spun rușii, este dibenzoxazepina. Provoacă reacții alergice, adică erupții cutanate, strănut incontrolabil și chiar orbire temporară. E greu de imaginat că cineva ar folosi dibenzoxazepina în scopuri militare, pentru că masca de gaz protejează bine împotriva ei și nici măcar nu e letală, spune expertul rus citat de Pravda. Au descoperit rușii o operațiune monstruoasă a NATO înainte ca ea să fie declanșată sau ei înșiși pregătesc un atac chimic și încearcă să-l pună pe seama adversarilor? Adevărul e imposibil de aflat. Cert este că nici rușii, nici americanii nu par să-și facă niciun fel de scrupule și produc în continuare arme chimice de distrugere în masă, scrie Ovidiu Drugă pentru Evenimentul Istoric. Ce ar însemna pentru România un posibil conflict militar în Est, ne explică expertul în probleme de securitate, Harry Bucur Marcu. România e vecină de graniță cu zone de conflict militar încă de la începutul democrației sale, adică de 30 de ani încoace. A fost inițial conflictul din Republica Moldova, apoi cel din fosta Iugoslavie, iar acum suntem vecini cu Ucraina, care găzduiește un război civil și o pierdere de teritoriu, ambele pe bază de intervenția hibridă a Moscovei, unde componenta militară nu a fost spectaculoasă, dar a existat întotdeauna amenințarea explicită a Kremlinului că un conflict militar în care este implicată Federația Rusă poate degenera oricând într-unul nuclear. Nu unul generalizat din acelea care să ducă la dispariția vieții pe planetă, ci doar unul cu lovituri nucleare tactice care să suplinească orice eventuală deficiență de putere militară convențională. Deci, un conflict militar în care ar fi implicată direct Federația Rusă ar însemna pentru România o amenințare directă și strategică, față de care nu există răspuns independent, ci doar de alianță, ori cel puțin de coaliție de voință, care să includă neapărat leadership-ul american. Potrivit expertului în probleme de securitate, Harry Bucur Marcu, Rusia nu-și dorește un război cu NATO. Câtă vreme nu se va schimba viziunea strategică a Moscovei asupra Occidentului, este de așteptat ca Rusia să facă totul, inclusiv războiul, pentru a împiedica aderarea Ucrainei la NATO, spune expertul.
Ce înseamnă război în acest secol în Europa între NATO și Rusia? V-ați aștepta la o luptă clasică, așa cum a fost în al doilea război mondial, la câteva lovituri nucleare sau la o luptă hibridă, în care nimeni să nu-și asume practic mare lucru? Vorbim despre război fără ghilimele, adică despre o confruntare armată. E puțin probabil ca să asistăm la un război între Rusia și NATO din simplul motiv că niciun general, nici măcar unul condiționat ideologic, nu se sinucide prin declanșarea unui război în care nu are nicio șansă de victorie. Adică un război între Rusia și NATO nu s-a riscat decât la inițiativa Rusiei și ar duce cu siguranță la învingerea ei, indiferent de forma pe care ar lua-o operațiunile militare de pe câmpurile de luptă. Câmpuri care se vor situa în toate cele 5 medii, terestru, maritim, aerian, cosmic și cibernetic. De mai mulți ani, militarii ruși cochetează cu ideea unei confruntări tactice cu arme nucleare, care ar putea avea loc în Arctica, iar NATO ia tot de atunci măsuri ca așa ceva să nu se întâmple. Măsuri de descurajare mai ales, dar și de asigurare a unei victorii chiar în condițiile preferate de ruși, a concluzionat Harry Bucur Marcu, expert în probleme de securitate. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, cu un răspuns ferm la orice invazie rusă a Ucrainei. În cadrul unei convorbiri telefonice, în cursul căreia președintele rus a afirmat că noi sancțiuni împotriva Moscovei ar fi o eroare colosală. Vladimir Putin și Joe Biden au menționat calea diplomatică pentru ieșirea din criza generată de amenințarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic va însemna în primul rând o dezescaladare în Ucraina, a avertizat liderul de la Casa Albă. Joe Biden a participat la această convorbire telefonică a doua, în mai puțin de o lună, cu liderul de la Kremlin din Wilmington, orașul său natal din statul Delaware, unde se află în perioada sărbătorilor de sfârșit de an. Statele Unite vor răspunde într-o manieră fermă oricărei invazii ruse a Ucrainei, a afirmat Biden în cadrul convorbirii cu Putin, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, fără a da alte detalii. Vladimir Putin s-ar fi declarat mulțumit de această convorbire de aproximativ 50 de minute, serioasă și concretă, potrivit unui oficial al administrației americane. Potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin după convorbire, Joe Biden a subliniat că Washingtonul nu va desfășura arme ofensive în Ucraina. Casa Albă a minimalizat aceste afirmații, dând asigurări că aceasta este doar o simplă confirmare a politicii actuale. La rândul său, Kremlinul a cerut rezultate la cererile sale de garanții de securitate. Negocierea a două tratate de redefinire a echilibrului și arhitecturii de securitate a Europei, care vor fi discutate în curând în cadrul convorbirilor ruso-americane prevăzute să aibă loc pe 10 ianuarie la Geneva. Pentru Moscova, securitatea Rusiei presupune interzicerea oricărei extindere a NATO, percepută ca o amenințare existențială, și încetarea activităților militare occidentale în apropierea granițelor ruse, zonă pe care o consideră că se încadrează în aria sa de influență, notează Agerpres. Reamintim că în decembrie 2021, președintele rus, Vladimir Putin, amenința Occidentul. El a declarat că Rusia nu are unde să se retragă în cazul confruntării cu NATO asupra Ucrainei și că va fi forțată să dea un răspuns dur dacă Statele Unite nu renunță la linia agresivă. Președintele rus, Vladimir Putin, promitea un răspuns militar și tehnic în cazul în care rivalii săi occidentali nu vor pune capăt politicilor considerată amenințătoare de către Rusia pe fondul creșterii tensiunilor în jurul Ucrainei, informează presa internațională. În cazul menținerii liniei foarte clar agresivă a colegilor noștri occidentali, vom lua măsuri de represalii militare și tehnice adecvate, a declarat Putin în timpul unei intervenții în fața cadrelor armatei ruse și ale Ministerului Apărării. Întărirea la frontierele ruse unor formațiuni militare ale Statelor Unite și NATO, precum și organizarea de manevre militare de amploare, constituie o sursă serioasă de preocupare, a notat el, în timp ce Occidentul acuză dimpotrivă Kremlinul că a comasat 10.000 de militari la frontiera cu Ucraina pentru a pregăti o ofensivă. În acest context, președintele rus a subliniat din nou necesitatea ca Statele Unite și NATO să ofere garanții de securitate Rusiei, semnând tratate ce ar urma să interzică orice viitoare extindere a Alianței Atlanticului de Nord. Moscova cerea NATO să nu desfășoare niciun fel de activitate militară, crearea de baze, utilizarea infrastructurilor, etc. în Ucraina, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală, iar Statele Unite și Rusia să renunțe fiecare la desfășurarea de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune în amplasamente de unde pot lovi cealaltă parte,
și să dezafecteze orice infrastructură militară deja existentă pentru amplasarea unor asemenea arme. Însă chiar dacă aceste cereri ale Moscovei ar fi satisfăcute, aceasta nu ar fi suficient potrivit lui Putin. El a mai acuzat Washingtonul că se retrage din tratate pe care le semnează atunci când îi convine sau că încalcă dreptul internațional cerând în schimb altor țări să-l respecte. Ne-am săturat de aceste manipulări, a declarat Vladimir Putin potrivit Agerpres. Ce fac Statele Unite în Ucraina se întâmplă la ușa noastră. Ar trebui să înțeleagă că nu avem unde să ne mai retragem. Au senzația că o să ne uităm cu mâinile în sân, a mai spus Putin. Propunerile avansate de Rusia cuprind în special renunțarea la orice nouă extindere a Alianței Nord-Atlantice. E vorba de două texte pe care le-a denumit tratat între Statele Unite și Federația Rusă asupra garanțiilor de securitate și acord asupra măsurilor pentru a asigura securitatea Federației Ruse și a statelor membre ale NATO. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!